Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea între 21 și 22 august momente de tulburare afectivă. Ceva îi va pune pe jar, îi va alarma, îi va indispune, le va sugera că relația nu este în realitate chiar ceea ce cred ei sau ceea ce își doresc. Această stare de tremolo interior este declanșată și întreținută de luna plină în Vărsător din ziua de 22 august, care predispune la răstălmăciri și reevaluări, plecând de cele mai multe ori de la fleacuri și nu de la evidențe sau de la situații importante. Surprize pe care părinții le pot trăi pe fondul evoluției de un anume tip a copiilor. Copiii le pot face și surprize plăcute, dar acestea sunt pe locul 2-3. Pe locul 1 rămân ipostazele care îi pun pe gânduri cu privire la felul în care gândesc evoluția lor copiii, felul în care se raportează la școală, distracție, bani, plăceri, sănătate. Între 22 august după ora 16 și seara zilei de 24 august, axa celor două case ale sănătății este solicitată de cele 6 opoziții generate de planetele care transitează zodiile Fecioară și Pești. Dacă pentru viața interioară transitele par un pic haotice sau tulburi sau marcate de multă, prea multă sensibilitate, făcându-i pe nativi sensibili la influențele exterioare, ceea ce se petrece pe casa a 12-a este mult mai profitabil. De acolo vine echilibru, logică, culmea, dintr-un loc al aspectelor de viață mai puțin limpezi. Poate că și dorința lor este să se elibereze de angoase, să trăiască cu picioarele ancorate ferm, pe un pământ stabil, într-o realitate concretă, efort de luciditate și de pătrundere a esenței vieții, a adevărului sau al înțelegerii unor fenomene care le-au rămas neclare în unele detalii. Dacă ne îndepărtăm de zona sănătății, atunci perioada este destul de bună pentru tot ceea ce înseamnă organizare cotidiană, planificarea timpului liber și a timpului dedicat activității profesionale, desfășurare a unor preocupări care pot să le dea și satisfacții, echilibru sau care pot să le demonstreze că sunt în stare de o paletă mult mai largă de activități decât credeau ei înșiși despre sine. Între 24 august după ora 22 și dimineața zilei de 27 august, relațiile parteneri pot evolua normal. Din când în când depinde de om, de situație, de subiect, de tema abordată. Și nativii din balanță își pot ieși din sărite, se pot enerva. Poate că pe fondul unei frumoase educații și al unei experiențe de viață nu se vor pune la mintea tuturor persoanelor care gândesc anapoda și procedează dezorganizat, dar asta nu înseamnă că nu observă, că nu se indispun, că nu le face plăcere sau că nu se alarmează pe ideea dacă o ține tot așa colaborarea nu va merge prea mult timp pe ideea că cineva trebuie să își schimbe atitudinea și comportamentul. Deocamdată nu fac nimic concret, nu atrag atenția, nu abat atenția pe alte subiecte decât tema principală, dar deja ceea ce se întâmplă în această perioadă este suficient de explicit încât să constituie un avertisment cu privire la acei parteneri. Din 27 august, după ora 7 dimineața și ulterior pe 28 și 29 august, aspecte care privesc stabilitatea financiară și mai ales patrimonială și posibilele ipostaze care nu lasă lucrurile de valoare în pace. Le pun în discuție, le supun unor revendicări sau chiar în urma unor decizii, hotărâri, judecătorești, ele urmează a fi vândute, împărțite, valorificate, închiriate. Asta nu înseamnă că cei născuți în balanță sunt foarte încântați de ceea ce se va întâmpla, se despart greu de niște bunuri, doresc să le păstreze, doresc să găsească soluții alternative. În afara lunii pline din 22 august, care va opera în sectorul sentimentelor, săptămâna cuprinsă între 21 și 27 august le mai aduce nativilor două ipostaze. Prima este legată de traseul planetei Uranus, care în ziua de 21 august va intra mișcare aparent retrogradă. Tocmai despre el vorbeam adineauri, apropo de casa 8 a bunurilor patrimoniale. Așadar, va introduce pentru următoarele 6 luni până pe 19 ianuarie 2022 momente de instabilitate, de insecuritate,
de răzvrătire sau de preocupare majoră cu privire la dreptul de posesiune asupra lor sau dreptul de valorificare a acestor bunuri. În ziua de 23 august, soarele va intra în zodia Fecioarei, pe care o va traversa timp de o lună. Se va plasa în felul acesta în casa a 12 a lucrurilor tăinuite, de aici și tendința de care vorbeam, care era explicabilă prin prezența soarelui și a planetei Marte, dar din 23 august ea va fi consolidată de intervenția, de prezența soarelui în acest răstimp, pe direcția lucidității, raționalismului, adecvării la provocarea cotidiană reală și nu la cea subiectivă fantezistă. Vorbeam de acel efort de limpezire și de cunoaștere, intervenția soarelui este foarte bună și în planul sănătății, și în planul cunoașterii de sine, și în planul reevaluării unor expectative. Ce așteaptă ei de la ei înșiși, de la viitor, de la ceilalți, de la societate, de la lume, de la viață. Este un moment nu neapărat al reevaluării, cât al reașezării unor principii mai sănătoase, mai normale, un fel de igienă psihică, de logică interioară.